Am onoarea să vă salut, dragi prieteni, sunt Cristian Român și vă invit alături de mine la bordul mașinii timpului. Și astăzi încerc să vă port prin locuri și lucruri interesante, pentru că chiar așa, de la început de an, în zona științei, în zona tehnologiei, au apărut chestii, să le zicem noi așa, care merită a fi comentate. Vă spun de pe acum, am și un gadget interesant, un e-book inteligent. Ce ar trebui să însemne asta? Ei, veți vedea asta abia către sfârșitul emisiunii. Primul subiect din această zi este legat de un telescop spațial. Un telescop spațial care poartă numele de Planck. Planck, întemeitorul mecanicii cuantice, merită să dea nume unui telescop care încearcă să vadă cumva universul imediat după Big Bang. Ca să fim noi puțin mai exacti, la 380.000 de ani după Big Bang. Acesta este telescopul Planck, îl vedeți dumneavoastră în calculatorul de lângă mine, o să-l vedeți imediat și pe ecranele dumneavoastră. Este un soi de termometru spațial, să zic eu așa. El măsoară variațiile foarte mici de temperatură la începutul Universului. Datorită expansiunii Universului, există această temperatură, este echivalent acum cu undeva pe la 2,7 grade Kelvin. Este vorba despre faimosul fond cosmologic de radiații. Misiunea acestui telescop este să analizeze acest fond cosmologic de radiații și să măsoare micile diferențe de temperatură. Voi aloca în săptămânile sau lunile viitoare o emisiune întreagă legat de acest subiect, pentru că este ceva extrem de interesant și foarte important pentru înțelegerea noastră, pentru felul în care noi înțelegem Universul. Prima parte a emisiunii tocmai s-a încheiat. Acesta este motivul pentru care am vrut să vă vorbesc un pic despre acest telescop. Antenele lui sunt răcite, mă refer la antenele de pentru frecvență înaltă, sunt răcite până aproape de zero absolut. S-a terminat refrigerentul și, practic, această zonă de măsurare s-a încheiat. Fusese programat acest telescop să funcționeze timp de 30 de luni. Timp de 15 luni, mă iertați, el a funcționat 30 de luni, de două ori mai mult decât ar fi sperat cercetătorii. A mai rămas în continuare un senzor sau un instrument de măsură, este cel pentru frecvențe mai joase. Oricum, luna viitoare se pare că va fi publicat primul set de date obținut de telescopul spațial Planck și abia în 2013 vom avea totuși niște concluzii mai profunde, niște concluzii mai interesante. Aștept foarte multe de la acest, să zicem noi, termometru spațial, că cel măsoară practic diferențe mici de temperatură. Aștept foarte multe rezultate interesante. Poate că unele dintre ele vor confirma unele dintre teoriile legate de Big Bang, pe altele poate că le va infirma. Făcând așa o paranteză și ca să vedeți dumneavoastră cumva cam unde am putea ajunge, predecesorul său, Wilkinson Mapp, care făcea același lucru, dar cu o rezoluție mai proastă, o rezoluție ceva mai slabă, avea și sensibilitate ceva mai mică, ne-a adus o informație extrem de importantă. Faptul că la începutul Big Bang-ului a existat așa numită perioadă inflaționară. Și mergând mai departe, teoriile care vorbesc de perioada inflaționară de la începutul Big Bang-ului implică cu necesitate, și am mai zis-o și cu alte ocazii, existența multiversului, existența universurilor paralele. Ei, sunt curios acest telescop ce informații ne va aduce cât de curând. Al doilea subiect este un subiect plin de speranță.
Este vorba despre capsula Dragon și racheta Falcon 9 realizată de către o companie privată. Este vorba de compania SpaceX, despre care am vorbit adesea. Știrea nu știu cum să o încadrez. Una bună, una mai puțin bună. Nu, o încadrez în, mai degrabă în mersul firesc al lucrurilor. Misiunea către Stația Spațială Internațională a capsulei Dragon trebuia să aibă loc anul trecut, undeva prin decembrie. A fost amânată, din motive tehnice, până către 6 februarie acest an. Dar iată că de curând SpaceX a anunțat o nouă amânare a misiunii, o amânare care nu știm cât va dura. Să fie zile, săptămâni, luni. Oricum, are mai puțină importanță. Important este faptul că în acest an probabil că va fi depășită încă o piatră de hotar în domeniul explorării spațiului cosmic. Pentru că, iată, o capsulă realizată de către o firmă privată care este plasată pe orbită cu un lansator realizat și finanțat de o firmă privată ar apărea pe scena spațială. N-am reușit să găsesc detalii despre această misiune. Știu precis că se va apropia de Stația Spațială Internațională. Nu știu încă dacă va avea loc și o cuplare cu Stația Spațială Internațională. V-am mai prezentat și anul trecut niște clipuri cu această foarte frumoasă capsulă spațială și v-am arătat că legarea, cuplarea de Stația Spațială Internațională se face cu ajutorul brațului robot al navetei spațiale. Deci nu avem, cum să zic, o pilotare până la cuplare. Practic se apropie foarte mult de Stația Spațială Internațională, brațul robot o prinde și o atașează de Stația Spațială Internațională. Această capsulă, așa cum v-am mai spus, are două misiuni. Este proiectată pentru a deplini două tipuri de misiuni. Prima dintre ele, care bănuiesc că anul acesta va demara, este aprovizionarea Stației Spațiale Internaționale cu tot felul de materiale, provizii și așa mai departe. Dar a doua misiune, care mi se pare și mai importantă, este aceea de a transporta oameni pe orbita terestră. Este vorba despre implicarea firmelor private în explorarea spațiului cosmic, în realizarea de vehicule spațiale, ceea ce aduce după sine consecințe interesante. Numai una dintre ele o voi enunța eu acum, scăderea masivă a costurilor. Avem de-a face cu așa numitele sisteme low cost. NASA a risipit adesea banii. Bănuiesc că același lucru se întâmplă și la Agenția Spațială Rusă. Bănuiesc că același lucru se întâmplă și la celelalte agenții spațiale. Ei bine, implicarea firmelor private în acest tip de activități poate să aducă cu sine găsirea de soluții ieftine și la fel de eficiente ca soluțiile costisitoare. Vom urmări împreună în acest an cu extrem de mare interes ce se va întâmpla în zona aceasta a explorării spațiului cosmic. Și am mari speranțe de la SpaceX, de la proprietarul companiei care este Elon Musk, un tip care merită toată stima noastră. Este unul dintre puținii bogătani ai planetei care visează la altceva decât la, eu știu, tot soiul de obiecte de lux. El își propune, așa cum am mai spus și în emisiunea din anul trecut, să transforme civilizația terestră dintr-una monoplanetară într-o civilizație multiplanetară. El și-a propus, dacă mai țineți minte ce vă spuneam eu, chiar să realizeze misiuni cu echipaj uman către Marte. Și-a pus și un termen, undeva în vreo 20 de ani. Oricum, vom urmări cu mare atenție ce face această companie, care spre sfârșitul acestui an poate că va testa și un lansator greu. Acel lansator greu care va putea pune pe orbita terestră în jur de 55 de tone de sarcină utilă. Păi chestia asta
chiar ar deschide calea către misiuni, către ținte mai îndepărtate. Rămâne de văzut, dar vă spuneam eu, se întâmplă. Se întâmplă că pe planeta asta mai există și asemenea oameni. Pentru următorul subiect vom părăsi sistemul nostru solar pentru a ne îndrepta către o planetă extrasolară, o planetă care se învârte în jurul stelei care poartă numele 55 Cancri. Ne interesează planeta 55 Cancri E, care se află la o distanță de 0,04 unități astronomice. O unitate astronomică este distanța dintre Pământ și Soare. Este o planetă care este foarte aproape de astrul său central. Ea, anul acestei planete este de 18 zile. Un an care durează 18 zile. Dacă am locuit noi acolo, vă dați seama, un revelion la fiecare 18 zile, cred că ar fi extrem de interesant. Ce este interesant cu această planetă este faptul că ea este o planetă alcătuită din roci. E o planetă de tip terestru, să zicem noi așa. De fapt, este vorba despre un super pământ, un super art, cum s-ar zice în limba engleză. Are o masă de 7,8 ori mai mare decât masa Pământului și diametrul este de 2 ori mai mare decât diametrul Pământului. De ce este interesantă această planetă? Ea a fost observată cu ajutorul unui telescop spațial, telescopul spațial Spitzer, un telescop al NASA, care vede Universul în infraroșu. De curând a fost făcută publică o știre care chiar a fost ilustrată. Aici aveți raportul cum arată Pământul alături de această planetă 55 Cancri E. Și NASA a făcut și un mic buletin de știri legat de această planetă. Vă invit să vizitați site-ul Science at NASA pentru că este un site extrem de interesant. Aceasta este planeta, vom călători către ea, ne apropiem, iată-o într-o imagine artistică, cum trece ea frumos prin fața astrului central. Este o planetă care a fost descoperită în 2004. De fapt, așa cum ați văzut mai devreme, 55 Cancri are mai multe planete. Avem de-a face acolo cu un sistem solar. Această planetă, fiind foarte aproape de astrul central, este extrem de fierbinte. Temperaturile la suprafața ei sunt extrem de mari. Iată telescopul despre care vă vorbeam, telescopul spațial Spitzer, care a efectuat mai multe observații asupra acestui sistem. Iată cum este detectat o planetă extrasolară printr-o mică variație de luminozitate atunci când astrul trece prin fața stelei. Pe baza acestor informații putem avea informații despre diametru, masă, volum și comparând valorile obținute putem să ne dăm seama dacă avem de-a face cu o planetă de tip terestru, una alcătuită din roci. Ei bine, avem de-a face cu o asemenea planetă în cazul... Nu, filmul continuă, este o secvență mai lungă. Pe baza datelor observate prin eclipsa produsă de planetă, se pot calcula și parametrii orbitali, se poate calcula și orbita acestei planete și putem să înțelegem mai bine felul în care ea funcționează, să zicem noi așa. Numai că în cazul acestei planete lucrurile sunt interesante și cum afirmă și cei de la NASA și cum îndrăznesc să afirm și eu, va trebui să regândim modul de funcționare al planetelor. Pentru că condițiile de temperatură și de presiune la suprafața planetei fac ca atmosfera planetei să fie un fluid supercritic. O să vin eu cu detalii. Acest tip de fluid supercritic este un fel de gaz care se comportă ca un lichid. Se folosesc asemenea lichide atunci când curățăm hainele sau când extragem cafeina din boabele de cafea, combustibilul rachetelor
este practic combustibilul lichid, este tot așa, un material, un fluid aflat în stare supercritică. E bine, asemenea condiții există pe, în atmosfera acestei planete, în care se pare că un amestec de vapor de apă cu roci topite, mă refer la roci din acelea mai ușor fuzibile, alcătuiesc atmosfera planetei. La suprafața ei, presiunea și temperatura îndeplinește condițiile ca atmosfera să fie alcătuită dintr-un asemenea fluid numit supercritic. Aveam mai devreme o diagramă pe care n-aș vrea să fiu didactic, nu vreau să, cum să zic eu, nu vreau să vă învăț nimic, eu vreau doar să vă povestesc. Diagrama, cum este cea pe care o aveți pe calculatorul meu, cum aveți în față, deci pe verticală avem variația de presiune. Deci, pe măsură ce urcăm în diagramă, avem presiune din ce în ce mai mare. Pe măsură ce mergem de la stânga la dreapta, avem temperatură. Vă dați seama că dacă vom crește temperatura, un solid se va transforma întâi în lichid, pe urmă se va transforma în gaz. Dacă variem presiunea, putem lichefia gazele, deci fără să modificăm neapărat temperatura. Deci pe măsură, dacă păstrăm temperatura constantă, pe măsură ce presiunea crește, putem să transformăm, eu știu, un gaz în lichid. Dar este o zonă foarte interesantă. Acolo aveți frontiera între gaz și lichid, între gaz și solid, între solid și lichid și așa mai departe. Important este acel punct critic. Este vorba despre o anumită temperatură și o anumită presiune, valabilă pentru fiecare tip de material în parte, în care materia respectivă trece într-o stare care poartă numele de fluid supercritic. Este greu să fac eu o analogie. Este un soi de gaz care se comportă ca un lichid, dacă doriți dumneavoastră un tip de descriere. Ați văzut mai devreme o turbină cu aburi folosită în centralele, în termocentrale. Ei bine, când fluidul ajunge în stadiul acela de fluid supercritic, se produc deteriorări ale palelor. Spre capătul palelor, datorită vitezei mare de rotație, presiunea crește foarte mult, iar dacă temperatura are o anumită valoare, intră în zona aceasta supercritică și sunt deteriorate palele. Vă dați seama, avem un alt tip de atmosferă, pot să revin în cadru. Pentru această planetă pe care tocmai ați văzut-o, avem un alt fel de atmosferă. O atmosferă alcătuită dintr-un așa numit fluid supercritic. N-am ce face, trebuie să-mi pun întrebarea. Ar putea fi viața posibilă în asemenea condiții? Avem condiții cu totul noi, nu le imaginam noi cu câteva luni în urmă. Viața poate să fie posibilă în asemenea condiții? Aștept. Cine știe? Cercetările viitoare poate că ne vor oferi răspunsuri. Tot în afara sistemului nostru solar vom rămâne pentru a vizita o gaură neagră din galaxia noastră. Este vorba despre o gaură neagră, de fapt e vorba despre un sistem binar. Este o gaură neagră în jurul căreia se învârte o stea. Steaua încă nu este înghițită de această gaură neagră, dar gaura neagră suge cumva materie de la astrul învecinat. Se află în galaxia noastră, așa cum v-am spus, este marcat acolo în colțul din dreapta jos al imaginii cu un cerculeț, are un nume cât se poate de poetic, H1743-322. Bănesc că este un obiect care a fost inițial identificat de către telescopul spațial Hubble. Ei bine, această gaură neagră, formula pe unul dintre site-uri era că tocmai a râgâit. Pe alt site era tocmai a tras niște gloanțe. De fapt,
Este un fenomen extrem de interesant care s-a întâmplat, care fusese prezis teoretic, o să vedeți imediat despre ce este vorba, dar care nu fusese observat până acum. Pentru a observa fenomenul cu pricina, s-a folosit, cum să spun, o gamă întreagă de instrumente. Un satelit al NASA, ROSI X-Ray Timing Explorer, s-au folosit niște radiotelescoape din acelea mai perfecționate, care se întind pe suprafețe foarte mari, și s-a confirmat faptul că, ce preferați, râgâitul sau a tras cu pușca. Hey, haideți să vedem împreună un mic filmuleț, bineînțeles, de la Agenția Spațială Americană, o animație care ilustrează fenomenul. Iată gaura neagră care absorbe materie. În jurul ei se formează ceea ce se numește disc de acreție. În permanență, din gaura neagră, pleacă așa cumva un jet de gaz extrem de fierbinte. Remarcați că tocmai înghite ceva gaura neagră, din cauza asta se vorbea de râgâială, se apropie din ce în ce mai mult o cantitate mai mare de gaz, care, de materie, care este atrasă de gaura neagră. Ea se deplasează cu viteze foarte mari, se produc radiații X, ele produc cumva acest jet, dar în momentul în care obiectul cu pricina sau cantitatea asta de masă este înghițită, se întâmplă acest fenomen. Seamănă într-adevăr, ca și cum ar pleca un glonț, vitezele sunt destul de mari, avem de-a face cu un gaz foarte fierbinte care se deplasează cu viteze de circa un sfert din viteza luminii. Ce ați văzut până acum era o animație. Era un model, să zicem noi, teoretic, în care oamenii de știință încercau să explice o comportare teoretică a unei găuri negre. Dar iată că observațiile făcute în 2009, deci au trecut mai bine de 2 ani de atunci, observațiile făcute cu instrumentele despre care v-am vorbit mai devreme, vin să confirme teoria. Aveți în partea de sus imaginile ca atare. În partea din stânga este observație făcută în 29 mai. Vedeți primul glonte, ca să zic eu așa, pleacă cumva spre stânga. În mai 29 tot un singur glonte rămâne, dar după câteva zile avem de-a face cu cele două glonți care încep să se deplaseze dinspre gaura neagră. Este un fenomen interesant, frumos, este bine ilustrat și prin animație. Care este importanța științifică? Este o importanță foarte mare. Ori de câte ori o predicție care e făcută de teorie este confirmată, observațional în acest caz, întărește teoria și ne ajută să facem pașii următori către un viitor în care vom înțelege din ce în ce mai bine asemenea fenomene. Gaura neagră, din punctul meu de vedere, reprezintă o manifestare extremă a Universului. Și să știți că asemenea fenomene au loc și în centrul galaxiilor active, care adăpostesc niște găuri negre imense, și ele trimit nu niște gloanțe, cum se spunea într-un articol pe care tocmai l-am citit, ci adevărate bombe care se îndepărtează cu viteză foarte mare de galaxie. Acum pot să revin în cadru pentru că mai am foarte puțin timp. Vreau să vă prezint un gadget. Mi-e plac gadgeturile acestea inteligente. Vedeți dumneavoastră, cărțile astea electronice, e-book-urile, au un comportament foarte îndepărtat de cel al unei cărți cu care suntem noi obișnuiți. E greu să răsfoiești un e-book. Nu poți să spui chiar semnul de carte cum se pune la o carte obișnuită. Ei bine, ce-mi place mie că niște cercetători coreeni de la Institutul pentru Tehnologii Avansate din Coreea a venit cu un softuleț. Deci, un e-book care devine, și o să vedeți și dumneavoastră, inteligent. Iată acest mic e-book. Iată, avem o carte. Cum folosim noi cartea? O răspoim, ne punem semne de carte, putem să facem multe chestii. Ideea este ca obiectul care poartă numele de e-book să se comporte cât mai aproape de o carte din lumea reală. Ei bine, trebuie să știi să poți manipula obiectele,
trebuie să știi să creezi programe care să simtă atingerile, astfel încât să creezi un programel inteligent, un soft inteligent, care să transforme o carte în electronică, în ceva mult mai familiar. Iată cum poate fi răsfăită o asemenea carte. O spun totdeauna, avem obiecte extraordinare. Ele trebuie dublate de o inteligență extraordinară a programatorilor care să realizeze interfețe cât mai agreabile și cât mai naturale între noi și obiectul respectiv. Aici sunt date mai multe exemple în ceea ce privește cărțile, utilizarea unei asemenea cărți electronice inteligente. Vedeți, ține seama și de viteza cu care dai pagina. Mi se pare foarte frumos și foarte instructiv acest gadget. Sper să apară din ce în ce mai multe gadgeturi capabile să transforme mediul în care trăim, nu într-un mediu artificial, într-un mediu cât mai natural cu putință. Și așa cum ați văzut, în cazul unei cărți electronice, lucrurile încep să se apropie din ce în ce mai mult de realitate. Interfețele acestea de tip mouse, tastatură, nu sunt interfețe naturale. Sunt interfețe artificiale. Mi-ar plăcea o tehnologie pe care să nu o sesizezi. Să-i zici peretelui aprinde-te și peretele să se aprindă, ca și cum ar fi un servitor undeva în spatele peretelui care execută operațiunea cu pricina. Eu trebuie să închei aici scurta mea emisiune, dar vă dau o întâlnire săptămâna viitoare, în același loc și la aceeași oră, al dumneavoastră, Cristian Roman.